Primăria municipiului Hunedoara informează că, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 29 din 21 martie 2020, termenul pentru plata impozitului pe clădiri și teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport aferente anului în curs, se prelungește până la data de 30 iunie. Tot până la această dată se acordă și bonificația de 10% pentru plata integrală a impozitului pe clădiri și teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport. De asemenea, Municipalitatea Hunedoreană mai anunță și că zilnic se efectuează dezinfecții la cele două piețe din oraș. Totodată, Primăria Hunedoara mai precizează că lucrările de reabilitare de la Castelul Corvinilor, care beneficiază de finanțare europeană, continuă cu respectarea normelor sanitare în vigoare în perioada stării de urgență.